Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și astăzi la emisiunea Panoramic l-am invitat pe domnul Ionuț Jilăveanu, șeful serviciului gospodărie comunitară din cadrul primăriei Târgu Jiu, pentru a vedea, după o lună călduroasă și cu multe evenimente de toate felurile, ce ați reușit să faceți în această lună, ținând cont și de vreme și de problemele, de lucrările care se pot face sau nu se pot face, ținând cont de temperaturi sau de ploi și așa mai departe. Și, în principiu, ce ați avut de realizat și ce ați realizat în această lună? Bună seara și bine v-am găsit! Așa cum spune numele serviciului, ne ocupăm de gospodăria localității. În general, e vorba de partea de întreținere a, mă rog, străzilor, salubritate, spații verzi, tot ce ține de întreținerea unui oraș. E o activitate continuă. Noi, în fiecare an, aprobăm prin Consiliu un plan de lucrări edilitar-gospodărești, se finanțează fiecare lucrare și pe parcursul anului se execută aceste lucrări. Lucrările, în principal, le desfășurăm cu societatea Consiliului Local, Edilitara Public, în baza contractelor de delegare de gestiune pe care le avem. Delegare de gestiune pe fiecare din aceste servicii. Mă refer aici la reparații și întreținerea străzi, spații verzi, salubritate, confecții metalice, mobilier urban și așa mai departe. Mai sunt și alte activități care nu se desfășoară cu edilitara. E vorba aici de partea de iluminat public, care în momentul de față este realizată în gestiune proprie de serviciu meu. Am achiziționat în anii trecuți o mașină specializată pentru așa ceva, o platformă, și facem întreținerea iluminatului. Suntem în curs de stabilirea unui operator pentru partea de întreținere iluminat. Cu alte cuvinte, cândva în luna septembrie vor demara procedurile de achiziție pentru delegarea de gestiune și pentru acest serviciu. Activități sunt multe. De exemplu, nu știu dacă ați remarcat, și anul trecut și mai înainte am început să modernizăm locurile de joacă din municipiul, care nu sunt puține, sunt 83 de locuri de joacă. Așa, ca o paranteză, avem același număr de joacă, de locuri de joacă pe care îl are Craiova. Da? Da. Așa, la număr stăm foarte bine, dar suntem în prim proces de modernizare. Vorbim și de cele dintre blocuri? De tot. Se modernizează inclusiv cu acel covor de cauciuc pentru protecție, așa încât în maxim 2 ani să reușim să le modernizăm pe toate, să nu mai fie cu nisip sau parțial acoperite cu cauciuc. Lucrări pe partea de locuri de joacă se fac în permanență, întreținere, se mai rup gărduțuri, se mai rup echipamente și încercăm cât putem să ținem pasul. Plus că am înțeles, în zona asta se vor face locuri de joacă noi prin noul cartier, să zicem așa, de pe Narciselor până în... Avem deja un loc de joacă în cartier Narciselor. Cred că este făcut acum 2 ani de zile. Probabil că va trebui să-l extindem pentru că... crește populația acolo? În acele locuințe stau în principal tineri și sunt foarte mulți copii în zonă. E un pic am aglomerat acel loc de joacă, dar avem spațiu suficient să-l extindem. Nu, dar am înțeles că se face și o zonă de agrement și automat vor da, fi și pe fonduri europene, colegii de la investiții da, exact. Ne-a spus, desfășoară un astfel de program. Cred că avem șanse foarte mari să obținem finanțarea pentru, dacă nu cumva obținut-o, nu aș putea să vă spun. Așa că o să mai aveți locuri de joacă și acolo. Da, da. Deci depășim Craiova, la asta de fapt, mă gândeam. De fapt, o să fie un spațiu mai mare de agrement, nu neapărat numai cu locuri de joacă. Colegii de la investiții au în vedere mai multe surprize, să le spun așa, acolo.
Avem în momentul de față demarată procedură de achiziție pentru modernizarea încă 4 locuri de joacă. 2 sunt extinderi cu mărire de suprafață, cu montare de echipament suplimentar la Lido și în Debarcader. Două la Lido, două în Debarcader? Nu, unu și unu, da. Și mai avem în Cartier Progresului, unde am amenajat o suprafață acolo special pentru un loc de joacă. Și mai este un loc de joacă în Cartier Bărboi. Se vor amenaja anul acesta. Puteți să îmi spune și mie, că nu știu care este cartierul Bărboi, n-am auzit. Chit că sunt târgujeancă. Vis-a-vis de autogară, da? Înspre Piața Mică, să spun așa. Da, se cheamă, da, cartierul Bărboi. Da, da. De fapt, strada se numește așa, da? Și... Automat și cartierul, am înțeles. Înainte spuneam Cuza 2. Acum e cartier Bărboi, după numele străzii. Montăm, nu știu dacă ați văzut, în oraș, pe partea de siguranță a circulației, am achiziționat limitatoare de viteză. Avem foarte multe cereri în sensul ăsta. Cam incomode? Așa trebuie în să fie. În zona aceea mea extrem de incomode? Așa trebuie să fie, așa încât să te facă să încetinești? Efectiv să... Nu să te chinui să treci printre ele sau peste ele. Să aibă o viteză maxim de 30 de km la oră. Sunt special făcute pentru această viteză. Avem foarte multe cereri de montaj. Fiecare cerere, pentru fiecare cerere solicităm acordul poliției rutiere pentru montaj. Dar cine poate face cererea? Că acum dacă fiecare cetățean are zice să nu treacă repede mașinile pe la mine, toată lumea poate să facă cerere, însă nu se aprobă toate. Poliția rutieră stabilește foarte clar unde este sau nu nevoie, în funcție probabil și de evenimentele pe care le-au avut în zonă. Acum, sigur că nu o să putem să punem astfel de limitatoare de viteză pe fiecare alee din cartier. Da, nici pe străzile principale la 10 metri, dacă pui, atunci mai bine pleci pe jos. Da, există un număr foarte mare de mașini în oraș, viteza medie de circulație este și așa destul de mică în oraș, mai creează ambuteiaje. N-are rost să o limităm mai mult prin aceste relantoare de viteză. Decât acolo unde se consideră că este pericolul mare dacă se circulă cu viteză mai mare, în cazul în care nu este aglomerat și automat e bine să fie montate. Da. Ce am observat, că mai sunt situații în care aceste limitatoare mai sunt desfăcute parțial și chiar apar niște... Rămân prezoanele. Prezoane care și... pot să facă și o pană la mașină. Adică... Nu se poate întâmpla. Nu fac? Nu se poate întâmpla. Sunt prezoane speciale cu o floare mai mare care nu poate sparge cauciucul. Pe partea de siguranța circulației avem o colaborare foarte bună cu Poliția Rutieră, atât biroul rutier din cadrul Poliției Municipiului, cât și cu serviciul Poliției Rutiere din cadrul Inspectoratului. Absolut toate modificările sau toate solicitările pe această linie sunt dezbătute, dacă sunt de amploare mai mare, în Comisia de Circulație la nivelul Consiliului Local. Pentru amplasări de, eu știu, semne de circulație sau aceste relantoare, doar cu acordul Poliției Rutiere. Pot să vă spun, de exemplu, că anul acesta am achiziționat în jur de 300 de semne de circulație. Suntem în proces de schimbare a celor vechi, anumite semne, nu toate. Trebuie tot cu acordul Poliției Rutiere le schimbăm. E o activitate care o desfășoară tot edilitarea public. Au o echipă specializată în așa ceva. E vorba și de aceleași persoane care fac și marcajele rutiere în oraș. Marcajele de multă vreme nu mai facem cu alte firme, le facem cumva în regie proprie. Și sigur vă costă mai puțin. Da, am achiziționat utilaje specializate pentru așa ceva și le facem cumva în regie proprie. E foarte bine. Marcajele, am înțeles că și cele pentru parcări, tot dumneavoastră le faceți. Avem în jur de 8.000 de locuri de parcare de reședință.
Sperăm că până la sfârșitul anului să finalizăm remarcarea acestor locuri de parcare. Vorbim în funcție și de vreme. Vorbim de locurile de parcare pentru persoane fizice sau și la instituții? Nu, vorbesc de acele parcări de reședință. În plus mai avem parcările publice pe care le deține care sunt primăria cuplată. Care sunt cuplată, da. Sunt în administrarea, în momentul de față, în administrarea Direcției Publice de Patrimoniu, dar partea de marcaj, de semnalizare o realizăm prin serviciul pe care îl conduc. Pentru că vorbim de parcări, un cetățean mi-a semnalat de două ori, întâlnindu-ne pe stradă, că în fața primăriei e un gard acolo între primărie și stadion, care stă de mult timp acolo și că ocupă parcările care erau pe acea parte, deci peste drum de primărie. Da, când va fi gardul dat la o parte, să-i răspundem cetățeanului? Chiar ieri a fost dat, da? A fost dat sunt gardul în urmă la, cu la o parte. Deci, iată, răspunsul. Acel gard delimita organizarea de șantier pentru construcția stadionului. A fost îndepărtat ieri și cred că la noapte, de fapt la noapte este programată asfaltarea benzii rămase neasfaltate atunci când am reabilitat strada în 2017. Și acolo va fi parcare? Este și o parcare în fața stadionului, dar și avem și acea parcare subterană cu acces controlat, cu emitere de tichete de parcare în mod automat. Vor fi și parcări. Cine poate parca acolo în toată lumea. Subteran? Se plătește? Da. Cât da. Costă? Cât o să coste? Probabil că prețul care e stabilit și pentru exterior. Care a fost stabilit de Consiliul Local și pentru celelalte parcări de reședință. Când va fi dată folosință acea parcare? Eu sper să fie dată totuși în... Mâine. Nu. Nu? În luna august. În luna august. Mai avem destul de puțin de lucru la amenajarea exterioară a stadionului. În acest moment reabilităm strada Traian prin fața poliției județene pentru accesul în spatele stadionului. Se va reabilita această bandă. Odată cu darea în folosință, evident că va fi funcțională și acea parcare. Urmează ca în august să se facă recepția cu cei de la Compania Națională de Investiții, care au și realizat lucrările la stadion. Și va fi preluată lucrarea de către primărie? Da. După semnarea procesului verbal de recepție, stadionul va fi predat municipalității și ne vom ocupa de administrarea lui în continuare, inclusiv cu acea parcare. Inclusiv. Câte locuri are parcarea subterană? Cred că undeva la 70 de locuri, ceva de genul ăsta, însă mai sunt și în fața stadionului se poate parca și în spate, așa încât locuri de parcare vor fi destul de multe în această zonă. Asta e foarte bine. În sfârșit, una dintre parcările subterane publice, că private, da, privată este una la hipermarketul din zona de sud. Da. E foarte bună, într-adevăr, adică poate face diferența între a se duce omul să-și facă cumpărăturile acolo sau în altă parte. Așa e. Foarte important. Și mai stă și la răcoare mașina, nu găsești cu temperatură de 70 de grade în ea. Așa e, așa e. Sunt binevenite. Colegii de la investiții lucrează deja și la altele de acest gen. Valorile pentru realizarea unei astfel de parcări sunt destul de mari. Și sper că, eu știu, în viitor să mai avem o astfel de parcare. Marcajele și la subteran tot dumneavoastră. Da, da. În momentul de față sunt realizate de constructor. Să știe pe cine înjură cetățeanul dacă... În momentul de față sunt realizate de constructor, dar după aia... Le întrețineți dumneavoastră, da, le refaceți dacă e, când va fi cazul. E foarte bine. Și mai vorbeam, dragi telespectatori, înainte de a începe emisiunea, despre faptul că serviciul
de gospodărie comunitară al primăriei municipiului Târgu Jiu. Ghișce se pregătește în luna august de dezăpezire, adică nu vor dumnealor. Începem procedurile de... Vă pregătiți! Actele. Să nu-i prindă iarna, să nu-i ia iarna prin, prin surprindere, cum există vorba românească. Acum, știi, și noi asta foarte bine că dacă mai prinzi o perioadă, cum am prins în iarna trecută, cu un cod portocaliu de ninsori. Și cu zăpadă până în martie inclusiv? Da, atunci, cum să vă spun, cred că suntem cei mai înjurați oameni. Da, categoric. Da. Și ce pregătiri faceți? Păi trebuie emisă hotărârea de Consiliu în sensul ăsta. Trebuie să se deruleze achițiile de materiale pentru dezăpezire. Nu le poți face în iarnă. Există procedură stabilită pentru fiecare tip de achiziție, așa încât îți trebuie niște termene ca să poți să respecti legalitatea. Și începem acolo. Se va emite hotărârea de Consiliu, cum o emitem în fiecare an. De exemplu, acum 2 ani am emis-o în iulie. Însă acum nu am terminat încă partea de evaluare, să spun așa, la cât material să luăm, câtă sare, câtă cloră de calciu, ce inhibitor să luăm pentru partea de zăpezire. Să spunem că suntem foarte aproape de finalizare și în prima ședință de Consiliu vor fi aprobate. Așa încât operatorul nostru pe dezăpezire, edilitarea public, să poată să își dereze mai departe procedurile. Deci, de asemenea, lucrați cu operatorul propriu ca să nu cheltuiți foarte mulți bani cu prestatorii. Avem operatorul propriu, este delegată gestiunea. Este adevărat că, la un moment dat, în funcție de condiții meteorologice, nu pot asigura cu utilaje proprii și dacă e nevoie să suplimenteze. Mai fac și propriile contracte. Au mai fost achiziționate pentru partea de trotuare unde, de exemplu, anul trecut am fost deficitari, două mașinuțe, să le zic. Le-am văzut asta iarnă. M-am și mirat când am văzut niște mașinuțe pe trotuar făcând dezăpezirea. Un fel de ATV-uri, așa? Da, ATV-uri. Ceva sunt, de genul. Chiar ATV-uri sunt? Cu lamă și cu sărăriță de această dată în spate, ca să poată să împrăște și sare. Utilajele astea vor fi folosite în principal pentru trotuare, pentru a putea să cureți stațiile de transport în comun sau în dreptul trecerilor de pietoni, care sunt obligații prin caietul de sarcini. Și în afara stațiilor și a trecerilor de pietoni, cine are obligații? Acum, pentru tot ce înseamnă stradă și trotuar, evident că operatorul, dar... Da, aleile dintre blocuri? Și tot noi le facem, dar există... Ulterior, după ce faceți urgențele. Există în acel caiet de sarcini o anumită prioritizare. Ai obligația ca la început să asiguri tot ce înseamnă traseu de transport în comun, tot ce înseamnă acces la spital, la poliție sau la alte instituții, astea sunt în prima prioritate. După aceasta urmează și celelalte. Sunt pe trei nivele de prioritate. Tot în prima prioritate intră și stațiile de transport în comun sau trecerile de pietoni. Așa încât suntem nevoiți ca atunci când ninge și ninge puternic să asigurăm obligatoriu trasele de transport în comun. Da, dacă cetățenii sunt supărați când ninge prea mult, haideți să vă spun ceva, cei de la edilitarea sunt supărați dacă nu ninge. Cred că nu-i plătiți, îi plătiți la lucrări? Nu, dar la lucrări. Aia e, n-au multă zăpadă, nu fac bani. Nu-i vorba de supărarea cuiva aici. Evident că ne-am dorit să nu fie nevoie să intervenim. Cinstit, nu ninge, nu te înjură lumea. Da, ei au de lucru dacă ninge. Da, acum... Ei sunt prestatori, pe ei nu-i înjură. Sunt și foarte mulți cetățeni care, eu știu... dezăpezesc în fața proprietății. Unii da, alții nu. Da, evident. Sunt. Da, între blocuri sau la blocuri. Cine are obligația? Chiar la bloc? În principal operatorul. În principal operatorul, dar datorită acestui nivel de prioritizare, ajungi destul de târziu. Nu poți să ajungi imediat când sau dacă ninge continuu.
Orașul este împărțit în sectoare, fiecare sector în parte are utilajele stabilite care pot face dezăpezire. Însă atunci când ninge continuu, acționăm în principal pe străzile mari din oraș, să asigur cumva fluența traficului, da, în primul rând. Da. Sunt convins că în activitatea asta de zăpezire apar probleme mereu. Mai ales că în ultimul timp ninge dubios de mult. Lama pe stradă nu se cunoaște. Nu poți să nu pui zăpada în fața porții cuiva, pentru că efectiv nu poți. Așa funcționează lama. Da, nu poți întrerupe. O dă în stânga. Exact. Din punctul ăsta de vedere, sunt foarte multe nemulțumiri. Omul iese, își face la poartă și apoi vine lama pune zăpada. Și pune zăpada înapoi. Dar nici nu avem de ales, nu avem altă soluție decât. Iar zăpada se ridică în momentul în care nu mai ninge o perioadă de timp sau se încălzește, nu? Că sunt și zăpada o ridicăm pe străzile principale și în zonele cu circulație, cu fluență, chiar de pietonală mare, cum e zona Victoria Centru, sunt momente în care avem și activitate de ridicare de zăpadă. Într-adevăr. Asta e, când ninge, de ce ninge, când nu ninge, de ce nu ninge. Agricultorii, de exemplu, se bucură să ningă. Să ningă pentru ca să aibă culturile un strat izolator față de ger. Bun. Alte activități pe care le aveți în vedere în perioada următoare? Sau un program? În ceea ce privește proiecte. Spațiile verzi, de exemplu, în perioada de toamnă, când vor ieși din vegetație arborii, o să reluăm partea de toaletare. Am făcut în primăvară o bună parte din oraș, mai avem. Mai ales că s-au rupt unii arbori. Ne calăm în principal pe arborii mari care pot fi periculoși. E altă activitate care creează nemulțumiri, dar trebuie realizată, pentru că dacă pui în balanță riscurile, partea estetică cu riscul de a se întâmpla ceva, cu siguranță vei alege să intervii ca să nu se întâmple nimic. Am o întrebare apropo de toaletarea arborilor. În arbori, ghiciți ce, sunt foarte multe ciori. Tot dumneavoastră sunteți responsabili și cu ciorile din parc? Da. În parcul central, foarte multe. Anual facem acea intervenție cu alpiniștii. Înainte făceam acțiuni cu vânătorii, dar nu se mai pot face în oraș așa ceva, interzis de lege. Și încercăm, avea un efect destul de mare. Până la urmă, vă spun că e o chestie pe care pur și simplu nu n-ai pot rezolva. N-ai cum să o rezolvi. Numai dacă tăiați arborii să nu mai fie loc de cuiburi. Chiar să faci pășune, nu. Am întrebat și la alte alte localități, orașe. La Târgoviște sau la alții care au avut probleme. Au pus chiar și sisteme din acelea cu ultrasunete. Sunt eficiente pentru o perioadă. Câteva zile. Până se obișnuiesc cu ele. Exact. După aia. De altfel, ciorile sunt recunoscute ca niște păsări foarte inteligente. Da, nu știu, nu văd altă soluție decât a dărâma acele cuiburi de ciori. Acum vă spun că odată cu această acțiune mai intervenim și în arbori să îndepărtăm crengile uscate și să zicem că e o activitate combinată. Nu știu, poate dacă am reușit să le găsim un loc mai plăcut pentru ele, să zicem. Haideți să facem o altă pădure în apropiere. Nu știu de ce vorile trecut, chiar acolo, pentru că în alte părți, în alte păduri, nu vezi atâtea ciori, frate. În trecut erau în zona parcului Aretia Tătărăscu, pe strada Geneva. Acolo s-au putut lua măsura de a reduce înălțimea, la vremea aia, înălțimea arborilor și, într-adevăr, au plecat, s-au mutat în parc. Păi și acolo nu putem să reducem înălțimea? Nu, pentru că cum să vă spun, asta înseamnă o intervenție destul de invazivă în acei arbori și suficient că s-a modificat
regimul hidrografic după realizarea lacului de acumulare și foarte mulți arbori din parc au avut de suferit. În principal sunt arinii acolo, care au nevoie de multă apă. Le place apa. Ei, după realizarea acelei lucrări, lacul de acumulare, arborii au avut de suferit. Acum să intrăm și noi în ei și să îi tundem. Punem alții mai mici. Plantăm în... Și încet, încet îi scoate pe cei în vârstă, an, bătrâni, care oricum... În fiecare an. De exemplu, astă iarnă am avut o problemă foarte mare în parc, datorită acelei zăpezi îmbibate cu apă. Au căzut foarte mulți arbori. În zonele astea unde am îndepărtat arborii căzuți, am replantat. Am reușit și am replantat. E adevărat că în momentul de față sunt foarte, arbori cu diametru foarte mic. Da? Durează mult până cresc, da, și adevărul este că parcul e foarte atractiv pentru cetățeni, tocmai pentru că este umbră, este o temperatură fantastică. Un nivel mai mare de oxigen. Și asta, dar e o diferență de temperatură incredibilă, da, 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 între a sta pe asfalt sau a sta în pe parc. Pe alele acelea nu bate niciodată soarele, exact, așa încât să... Așa că arborii sunt extrem de benefici, dar da, numai dacă reușim să ducem ciorile în altă parte, adică sunt totuși, creează un disconfort cetățenilor. Am realizat pe registrul spațiilor verzi, cu identificarea fiecărui arbore de pe domeniul public. Avem în jur de 18.000 de arbori în oraș. Cred că în parcul central sunt undeva la 2000? Da, de arbori. Foarte mulți. Da. Știu că acum povestesc din viața mea personală, dar am avut experiența asta și poate nu s-au gândit cetățenii, efectiv. Ne făcusem planul cu niște prietene să ieșim să facem mișcare în parc și zic, când ieșim? La 10 seara, că ziua e cald. Și după ce am stat noi într-o duminică fiecare la ea acasă și așteptam să vină 10 seara ca să putem ieși în parc, una zice, frate, ia, hai să ieșim acum, la ora 14. Deci vă dați seama, în crepătul de căldură. Se poate foarte bine. Acasă, în bloc, căldură mare, mon cher. Ne ducem în parc, incredibil de mare diferența de temperatură, da, de la umbră la soare. Cred că erau 20 de grade diferență. Așa. Nu exagerez. Da, deci afară erau 40 și acolo era incredibil. Și un pic de aeraj, bătea vântul, nu vântul, efectiv curenți de aer. Deci incredibil. Da, de asta zonă, zic, e o zonă arborii sunt, da, arborii sunt extraordinar de benefici din toate punctele de vedere, și ca oxigen și ca... Și noi în activitatea asta de întreținere mai avem și arbori care trebuie să îndepărtați definitiv, pentru că sunt, pot fi chiar periculoși. Vreau să spun că niciun arbore din municipiu nu se îndepărtează fără avizul Agenției de Protecție a Mediului, da? Și fără marca și a face procedurile de punere în valoare, așa se numește. Pentru că codul silvic este foarte clar, chiar dacă suntem în oraș și nu în mijlocul unei păduri, trebuie să respectăm acele. Și chiar, și asta cinstit, foarte bun. Cinstit, noi evităm să tăiem arbori definitiv. E adevărat că în unii, când facem acele tăieri de corecție, pare că intrăm foarte mult în coroana lui. Însă sunt tăieri de reabilitare acelui arbore. Nu tăiem niciun arbore așa încât să se usuce. E adevărat că avem foarte multe reclamații pe această temă, dar sunt tăieri special pentru a regenera acel arbore. După 2-3 ani, după ce facem astfel de intervenții, își fac o coroană foarte, foarte frumoasă și bogat. Așa încât, încă o dată, sunt arbori la care trebuie să facem astfel de lucrări, chiar dacă ne mulțumim foarte multă lume. Și bănuiesc că tot dumneavoastră sunteți și responsabil cu țânțarii, dacă cu ciorile noastre sunteți. Da, avem, ce facem cu țânțarii? Și cu guangele? Guangele sunt tot în gestiunea dumneavoastră, pe la blocuri mai apar. Avem obligația să facem și furnici această apar. Dezinsecție pe domeniul public. Până la urmă, soluțiile date îndepărtează și guangele și furnicile. Muște și furnici. Dar avem, există un dar. Nu. Avem
5 etape de, de realizare a dezinsecției. 3 etape sunt cu aviotratament, 2 etape sunt de la sol între, între aceste aviotratament. Unde se face? În oraș, în tot ce înseamnă spațiu verde din oraș. În spații verzi? Da. Și auzisem că simultan trebuie să facă și asociațiile de proprietari? Așa ar fi normal, pentru că altfel focarele, focarele țânțarii la subsol. Zonele infestate cu țânțari sunt în, sunt în, în zonele umede, în general în subsolurile, în subsolurile blocurilor. Dacă sunt și neîntreținute, necurățate, acolo sunt infestări serioase. Dar spuneți, degeaba facem acea dezinsecție în oraș dacă acolo rămân. Exact. Dar se făceau cândva și poate se fac și acum, dar nu mai știu eu, deratizări? Da. Se fac și astea de către primărie? Nu, să facem fiecare an, dar facem și deratizări, în general, în zonele de colectare a deșeurilor. Adică vorbim de șobolan și șoareș, dragi telespectatori, da. Dacă nu știți la ce ne referim sau ce înseamnă termenul respectiv. Da, să fac și aceste, aceste lucrări. Se fac. În schimb, nu le, nu le, nu le facem an de an. Probabil că pe viitor se poate stabili să, să se facă, da, tot cu această condiție ca în subsolul blocurilor să fie realizat de, de către proprietarii blocurilor. Și asta e problema, că bănuiesc că destul de greu se mobilizează asociațiile, pentru că e vorba de niște sume de bani sunt, care trebuie colectate. Sunt destul de multe asociații care își realizează aceste lucrări fără nicio fel de problemă în fiecare an. Da? Da, da. Dar sunt și asociații care nu. Care nu. Care... și care sigur au și subsolul inundat, că nici pentru asta nu găsesc soluția. Și automat acolo e mama țânțarilor, raiul țânțarilor și al șobolanilor. La prima trecere, în afară de acel insecticid, insecticidul se completează cu larvicid, așa încât adică? Să omori larvele de țânțari. Aha. În general, pe această acțiune se face pe zona jiului, pe jiu, pe, eu știu, în zonele mai mlăștinoase. Ca să... Acolo se depun ouăle, da, de către țânțari. Da, am înțeles. Deci există soluție și pentru asta, pentru cior n-am găsit soluție, într-adevăr. Ce am mai văzut, nu știu dacă dumneavoastră sunteți responsabili sau ce se face pentru asta, bănuiesc că nu sunteți, dar ce mi-a plăcut mie, vreau să vă spun, când am urcat la un moment dat, deși sunt din Târgu Jiu, dar n-am observat asta până acum sau n-am observat cu ochiul unui om care stă sau privește lumea prin obiectivul camerei de filmat, am avut plăcerea să constat că, cu toate că pe Jiu, în Amonte, zona de nord a Târgu Jiului, unde este la coacera de acumulare, lacul este colmatat într-o măsură destul de mare și poate prezenta chiar un pericol pentru Târgu Jiu, dar ce mi-a plăcut mie că avem păsări candeltă. Deci, da. Nu știu dacă nu sunt considerate dăunătoare, unde sunt chiar protejate, avem pescăruși, avem tot felul de păsări candeltă. Și chiar e o adevărată deltă... Noi nu avem nicio treabă cu cormorani. N-aveți cei de la ape, nu? Nu. Da, este acea cormorani, zonă care, da. Da, se întâmplă, de exemplu, ca în Pitești. În, în preajma Piteștului aproape că s-a creat o deltă. O mini-deltă. Da, și avem, avem astfel de păsări. Avem și noi. Da. Trebuie să facem ceva anume sau le lăsăm să-și vadă de habitatul lor acolo? Cinstit, chiar dacă am vrea noi să le băgăm frumoase. În seamă, nu ne bagă ele pe noi. Sunt chiar frumoase și e și greu de ajuns la ele până la urmă, da, că da, sunt protejate de zonele cu apă. Da. Da, avem un oraș frumos, să știți. Da, avem un oraș frumos. Da. Ce planuri aveți acum în continuare? Bine, nu vă întreb pe dumneavoastră dacă vom avea meciuri pe stadion. Dumneavoastră aveți doar treaba să-l amenajați în exterior. Cu siguranță vor fi meciuri pe stadion, de-aia s-a creat acest stadion. Îl închiriem. E și asta o soluție până la urmă. Păi nu. Avem voie să facem și spectacole? Cred că da. Cred că da. Probabil prin protejarea gazonului s-ar putea realiza și spectacole. Acum, cinstit, e o zonă foarte frumoasă a orașului când va fi dat în folosință.
Am văzut imagini văzute de sus. Da. Wow, Nino, zici că ești în Târgu Jiu, zici că ești prin străinătate. Foarte frumos arată stadionul și zona cu lacul, cu insulița, cu... deci foarte, foarte frumos. Pre insulița tot dumneavoastră aveți partea cu marcaje, cu amenajări de grădini, de... Zona insuliței? Da. Parcul de pe insuliță e întreținut de dilitarea prin... Frumos parc, da. Chiar frumos. Da, este. Am plantat foarte mult în ultima perioadă acolo. Acum, în momentul de față, avem o problemă cu iluminatul public. Mă rog, s-a împușcat un cablu și am o ramură care nu funcționează. Sper să o dăm în folosință într-o zi, două. Și aș mai avea o curiozitate pentru telespectatorii care sunt din Târgu Jiu. Știți această controversă legată de operele rezultate în urma simpozioanelor de sculptură realizate la Târgu Jiu. Nu știu, cred că anul ăsta mai are loc sculptura mare? Nu cred. Nu cred că anul ăsta. Așa. Sunt opere care le admirăm, ca să zicem așa, sau mai puțin le admirăm, pentru că unele sunt chiar ciudate, dar nu putem noi să judecăm artiștii. Fiecare are frumusețea ei, până la urmă. Da. În schimb, au probleme, ca și operele lui Brâncuși, cu... mușchi, cu licheni, cu tot felul de plante care se instalează pe ele. Cine se ocupă de asta? Partea de opere de artă în municipiu este coordonată de Centrul Brâncuși. Multe se pot face și prin... serviciile... Da, multe se pot face cu... cu edilitarea... Descentralizate, cu dumneavoastră, cu... Da, da. Sunt multe opere în oraș. Fiecare are frumusețea ei până la urmă. Da, nu putem noi să judecăm artiștii, oricât dar de ciudat ar trebuie una, să le întreținem. Trebuie să le întreținem, da, asta e adevărul. Da. Și aveți probleme cu populația, le deteriorează, Nu? Nu s-a supărat nimeni destul de tare pe ele. Nu s-a întâmplat până acum să... Și nu văd de ce... De ce ar vrea cineva să facă așa ceva? Pentru că, de exemplu, la coloană se duc și scriu cu cuiu pe ea, de exemplu. Probabil coloana are o altă atracție. Altă atracție, comparativ cu... știți ce, apropo de coloană, am constatat și mă gândeam că poate am găsi o soluție, nu neapărat serviciul dumneavoastră, dar cine știe, poate la nivel de primărie... sunt cetățenii ăștia care aleargă în jurul coloanei. Eu mă gândesc, nu de altă, mi-e teamă să nu amețească coloana de atâta alergat în jurul ei. Zice că ar avea nu știu ce energie, Dumnezeu știe, dar totuși ca să alergi printre un gard viu și o stradă pe care circulă mașini, ce aer curat respiri acolo? Nu-i înțeleg. Există vreo zonă unde se poate alerga în afară de locul ăsta, care nu mi se pare deloc propice, nu știu. E problema lor că vor să alerge pe acolo, nu-i interzis. Zona de alergat va fi după ce se va da stadionul în folosință, pista da? din jurul terenului de fotbal. Acum, păi bine, dar nu cred că se duce oricine de pe stradă, hai să mă duc să alerg. Nu cred că se deschide asta, stadionul. Dar bănuiesc că până la urmă stadionul ai făcut pentru cetățenii din Târgu Jiu și bănuiesc că se poate găsi o modalitate. Da, pista asta de alergat era și înainte, în stadionul vechi. Și nu venea nimeni acolo. Ba, să știți că seara întotdeauna era plin stadionul, plină da? Pista de oameni. Eu au zis, dragi telespectatori, nu mai alergați, frate, în jurul coloanei să nu mai mețiți. Acum, mergeți la stadion. Fiecare alege unde... Bineînțeles, dar poate că oamenii alergă. Nu știau. Evident că în momentul ăsta nu se poate. Anunțăm noi. În momentul acum ăsta anu. Nu se poate. Stadionul e dat în folosință. Nu știu, când se va da în folosință, probabil că se va exista și posibilitatea asta. Nu mă ocup de administrarea da, stadionului să știu. Dar știu că înainte seara veneau cetățeni și alergau pe stadion? Da. Auzi, frate. Ia auzi, asta e chiar un lucru bun, pentru că eu aveam senzația că oamenii ăștia care vor să alerge și cinste lor... Din punctul meu de vedere, ok ar fi să se alerge pe insuliță, pe parcul de la insuliță. E voie? Nu sunt mașini, cum să nu? Păi tocmai că, uite, oamenii poate nu știu. Nu, da, eu știu, poate sunt mai aproape de zona acolo, locuiesc mai aproape și să duc să alerg. Nu, vă spun eu că vin de peste tot. De bine, până la urmă, alergarea face bine. Da, pot să alerge și prin parcul central, nu? Da. Păi adică da, nu e... Păi da, sunt persoane. Se mai care... întâmplă asta, da, se mai întâmplă. Cu bicicleta ai voie prin parc? Nu știu, cred nu că știți. Da. Dar nu sunteți de la parcul dumneavoastră, la administrarea parcurilor. Ba, chiar de administrarea parcurilor da? Mă ocup, dar vă ocupați cred că și de partea asta. Nu, n-am
Dar am văzut destul de persoane cu bicicletele. Și cu bicicleta. Da. Da. Și știu că era poliția locală care făcea treaba asta, nu știu de cine. Cred că nu ai voie pe aleea scaunelor. Acolo nu cred că ai voie, dar în schimb nu cred că sunt restricții în parc. Nu știu. Da. Aș vrea să întreb legat de modul în care se întreține curățenia care se face la nivel de municipiu. Sunt oameni care spun că avem un oraș foarte curat, sunt alții care spun că nu. Mă rog, sunt puncte de vedere subiective, poate, și sigur, fiecare spune opinia în funcție de ce gândește sau ce vede. La un moment dat, poliția comunitară făcea, efectiv, fotografia pe cei care îi găsea aruncând obiecte, îi filmau. Au astfel de acțiuni, regulate au astfel de acțiuni. Da? Au și acum. Da, este un mod de a educa cetățenii să nu mai arunce gunoaiele. De exemplu, tot cu sprijinul poliției locale încercăm să ținem sub un anumit control fenomenul acesta de apariția depozitelor necontrolate de deșeuri. Probleme mai mari cu intervenția noastră, da. Pentru că, na, trebuie să ridici, ai obligația să ridici astfel de... Ok, dar sunt și persoane trebuie care, să prevenim. Dar cumva. Sunt și persoane care sunt, destul de multe persoane care sunt sancționate de poliția locală, da, sigur. Au în zonă de patrulare și aceste zone, cum ar fi zona Narciselor, unde avem probleme mai mari un pic. Într-un fel sau altul, sancțiuni... cum să spun, se dau. Până la urmă, interesul nu e să dai sancțiuni, interesul e să nu mai depună acolo. Cred că o soluție ar fi instalarea de camere de supraveghere în Târgu Jiu, ceea ce, comparativ cu alte localități care au și sunt mai mici decât Târgu Jiu, nu știu de ce până acum nu s-a instalat sistem. O să urmeze și la noi. Avem un plan mai multe. Odată cu... Știți că am câștigat un proiect european pe iluminat public, da. Care presupune, în afară de reabilitarea, corpurilor de iluminat, sistemului de iluminat, presupune și introducerea unei fibre optice ca să-ți dea acces la fiecare lampă. Adică, în perioada de noapte... poți să reduci tensiunea pe fiecare lampă în parte așa cum vrei tu, nu pe ramuri întregi, ci doar direct la punctul luminos, așa încât să scazi costurile, dar să îți rămână zona iluminată, se numește dimming. Acționarea se va face odată cu introducerea acestei fibre optice. Ei, această fibră optică suportă multe. Putem monta camere de supraveghere, putem face zone de, cu internet cu wireless gratis. Avem un plan destul de multe odată cu acest proiect. Dar există și proiectul de instalare a camerelor sau există doar dorința? Dacă avem acea fibră optică, haideți să spun așa, restul e o poveste. Da. Pot fi foarte ușor amplasate și asta avem de gând. Din câte știu, suntem în procedură de licitație pentru reabilitarea iluminatului pe fonduri europene. Odată cu execuția, cu siguranță se vor lua și astfel de măsuri de montare acestor camere. Și dacă tot vorbeați de faptul că sunt aceste depozite de gunoi necontrolate, că mai apar... și de asemenea, hoții pot fi prinși cu ajutorul camerelor de supraveghere, infractorii de orice fel, Doamne ferește, cei agresivi, dar dacă ele pot fi instalate la locul unde există lampă, da? Nu neapărat. Pe traseul iluminatului public se pot instala în orice loc, deci, nu doar unde este lampa. Mă ajută luminoasă. Să controlez fiecare punct luminos așa cum dorim, adică în intersecții să las un iluminat puternic, în alte zone mai puțin, tocmai ca pentru a face economii la factura de energie. Dar prin fibră optică putem și dumneavoastră, transmiteți probabil tot prin fibră optică. Da. Se pot monta oriunde. Sigur.
Pe acest traseu. Pe acest traseu. Discutăm în acest moment de iluminat public reabilitat pe tot ce înseamnă stradă principală. În această zonă se vor schimba lămpile cu lămpi cu LED și cu un sistem de telegestiune, gestiunea lor, așa cum v-am spus, cu acces la fiecare lampă în parte. Poți să stabilești nivelul de iluminare pe care îl dorești. Și de asemenea, la aceste camere de supraveghere, deci e clar pe trasele principale, deci cele adiacente rămân tot neacoperite. Nu, pentru că odată montată această fibră, poți să faci extinderi și către cartiere. Rețea, către cartiere. Cu alte cuvinte, îți realizezi platforma pe care o poți extinde ulterior. Exact. E foarte bine. Asta chiar e un lucru necesar, pentru că nu știu de ce, dar în Târgu Jiu s-a întârziat foarte mult cu asta. Sunt multe localități mult mai mici în care există sistem de camere de supraveghere de mult timp. E vorba și de nivel. Una e să pui 5 camere într-o comună, alta e să pui 500-1000 de camere în oraș. Efortul este mult mai mare. Dar cu siguranță se vor monta și aceste camere. Asta e foarte bine. Nu putem să spunem când. Eu cred că foarte repede, odată cu acest iluminat. Și iluminatul, până când este termenul de execuție a proiectului? Suntem în procedură de licitație. Execuția, dacă nu mă înșel, e pe 2 ani de zile. 2 ani de zile. Da. În 2 ani de zile vom avea poate și camerele de supraveghere ca să ne simțim să mai mare siguranță. Să mai tăiem un subiect de discuție. Da, să mai tăiem un subiect de discuție. De criticat, ca să spunem așa, pentru că, slavă Domnului, cetățeanul când vede e normal, iar noi aici suntem tocmai ca să răspundem la întrebările pe care, sigur, omul care stă în fața televizorului le-ar adresa. E o lucrare de care avem nevoie. Deci, clar, fără discuție. Bun, suntem la final de emisiune, dacă mai considerați lucruri importante de comunicat cetățenilor din Târgu Jiu. Nu știu, cred că... Cred că le-am comunicat destul, da? Și-au luat notițe. Glumesc, vreau să dau un aer degajat emisiunii, dar sunt lucruri serioase pe care le discutăm și cu siguranță cetățenii ar dori să mai afle și alte informații, dar, dragi telespectatori, dacă doriți să aflați alte informații legate de activitatea din cadrul primăriei Târgu Jiu, indiferent de serviciul care vă interesează, vă rugăm să ne adresați întrebări, iar noi vom invita la emisiune persoanele responsabile de serviciul respectiv. Domnule Ionuț Jilăveanu, șef serviciu gospodărie comunitară din cadrul primăriei Târgu Jiu, vă mulțumesc că ați acordat timp emisiunii noastre. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Și, dragi telespectatori, dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!